Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod din Cafe Simulator. Bun, băieți, să vedem, magazinul cred că e închis, tot timpul închis, de fiecare dată când intrăm în joc, magazinul este închis, e joi, e 10:20 dimineața, se pare că putem să deschidem frumos. Eu aș face misiunea asta, avem o misiune aici, am văzut misiunea asta, v-am spus și în episodul anterior, aș face misiunea să mă duc să îi restaurez la asta restaurantul și asta și facem, mergem la familia asta acasă, la restaurantul lor, nu acasă, să îi restaurăm tot restaurantul, să îi reparăm tot, lunes, o nouă zi. Bun. Lo que hay que hacer. Aici spune ce am de făcut. Elimină tot scombă, să arunc toate gunoile, restăre să scombă, mâna sorte. Bun. Aici se pare că au ei un restaurant. Am venit noi cu mașinuța. Ia uite, aici avem... Se vede destul de mișto, bă, băieți. Uitați-vă și voi ce mișto se vede. Îmi place. Deci îmi place, nu ai ce să zici. Bun, hai să începem. Deci, prieten, începem, nu știu dacă ce am venit noi cu motorul sau cu mașina aia, dar am venit cu ceva. Hai să aruncăm toate gunoaiele. Prima și prima dată, aruncăm tot. Trebuie să-i adunăm toate frunzele, aruncăm tot de pe aici. Omul vrea să-și facă aici restaurantul. Mi se pare destul de mișto că-l băga chestia asta în joc. Ia să aruncăm tot ce este pe aici. Nu, aici se pare că nu avem, să aruncăm, nu trebuie. Aici o să întrebească aia de frunze. Aici nu avem, bă, băieți, morcap acoperiș. Aoleu, hai să reparăm. Hai să reparăm dacă te-am urcat. Aici nu avem coșul de gunoi să se umple și trebuie să chemăm să-l arunce. Aici noi reparăm, aruncăm gunoiul și nu o să am nevoie de a chema mașina de gunoi și să ne ieși și bănuții. Aici facem noi bănuții, ne dă încă 4.000 de dolari de când am văzut. O să facem o grămadă de bani cu tot că restaurantul nostru acum este oprit. Dar nu este o problemă pentru că îl deschidem și când mergem o să cumpărăm mai multe chestii și atunci să vedem ce mișto ne facem. Bun, să coborăm jos. Cobor jos, bă, băieți, și mă apuc de adunat gunoiul. Prima dată adunăm tot gunoiul ce este pe aici. O, cauciuc. Mă credeam și eu că iau toate odată, dar se pare că trebuie să luăm cauciuc cu cauciuc. Nu este problemă că le luăm repede toate. Toate bidoanele astea, ce sunt astea pe aici, cutiile astea. Acum trebuie să dăm cu mătura, adică se pare... Ala, nu mătura asta, grebla asta. Să luăm frunzele. Deci avem, fiți atenți și voi câte chestii avem de făcut, că și ne arată acolo, sunt 2000. Adică nu, acolo ne arată altceva. Cred că ne arată câte mai avem de făcut, dar se pare că uite, mai avem cutii aici, nu le-am văzut. O să iau tot ce este pe aici. Toate frunzele. Astea trebuie luate prima și prima dată, frunzele astea de pe aici. Aici cred că nu mai este, vedem în partea cealaltă, în spatele restaurantului. Aici nu văd nimica. E destul de mișto restaurant aici, uite, aici se vede, se vede. Vine ăștia la camping aici, se pare. Și o să aibă clienți aici, eu cred că o să aibă clienți, o să aibă noroc. Aoleu, câte mizerie mai este. Am făcut nivel 5, asta e mișto, hai să aruncăm tot și pe aici. Prima și prima dată aruncăm tot, ia uitați ce mizerie, ce trebuie la asta. Deci trebuie să facem și... Uite, astea sunt rupte toate, aoleu, ce e aici. Aoleu, ce e aici. Dar prima dată aruncăm, noi prima dată aruncăm tot gunoiul. Nu știu că are așa mult gunoi aici, dar trebuie să-i facem și bucătăria, trebuie să-i punem mesele, trebuie să-i punem geamuri, uși, becuri, alarme de incendiu. Cred că tot, cum ar veni să-i facem restaurantul. Uite aici ce avem pe pereți, mizerie. Și pe pereți avem mizerie, bă, băieți, iau de ce aici. Aoleu, trebuie să spălăm pereții. Deși spălăm pereții, nu așa numai. Așa, cred că e cam gata pe aici. Bun, hai să luăm acum, nu-i frumos, grebla aia, care e aici, și să dăm frunzele. Are frunze și în magazine, în magazin. În ăsta, pentru că, după cum se vede, o și... geamurile sparte. Și cum are geamurile sparte, da, se mărtează aici, au frunzele, tot au intrat aici. Tot. Nu știu cum de are și o bolan și gânda și de astea, că eu am avut în a meu.
Și încă mai am, mai apar așa din când în când. Facem așa și așa. Eu cred că am făcut cam tot pe aici. Bun, acum, bă, băieți, hai să-i reparăm astea. Tot ce e nașpa trebuie reparat. Ia uitați-vă și voi, ăsta se rupte, asta lipsește, asta... Așa, nu știu dacă să nu scape vreuna, uite asta. Uite, și pe aici avem. Așa. Facem și asta. Le luăm fiecare la rând, pentru că vedeți, e câte una care... De exemplu, asta zici că e bună, dar nu e bună. Uite asta iară. Bun, hai să vedem aici. Aici le-am făcut toate. Cred că da. Acum astea. Asta. Pe ce trebuie să le fac? Toate? Chiar toate? Cred că da. Bun. Geamul. Ușa? Ușa nu. Dar geamurile, cred că toate le-am nașpa. Toate geamurile le sparte. Eu cred că am avut un geam sau mai mult de un geam. Cred că am avut, toate geamurile erau bune, numai două lipseau. Sau, nu știu dacă erau trei. Sau hai să zicem trei. Dar la asta toate. Bun. Mizerie este pe pereți. Așa că să-i dăm aici. Nu știu dacă mai are pe aici, pe aici nu văd nimic. Acolo-i bine, aici se vede bine, 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 bine tot. Bun, bă, băieți, acum, la băiatul meu, ce mai trebuie aici, îi trebuie în felul următor. Împlătarea C, panelul de tare, străzi, dăm P-ul și ne spune tot ce trebuie făcut. Reparație, limpie, s-a făcut. Pared, isuelul. Pared, isuelul. Interior, techo, mesas, cocina, paloma, nu știu ce, progresul 40%, deci trebuie să punem masă, hai să punem masă din interior, mese, cahă de destru, lampara și decorație în interior. Bun, hai să punem prima dată la bucătărie, masă de bucătărie care vine, cred că nu contează ce masă. Mesa, una. Îi trebuie una oricum, așa că a să-i pun bucătăria în partea asta aici, așa. Ceva de genul. O să-mi trebuiască, fiți atent aici, o să trebuiască aici o priză, că sunt sigur că asta îi trebuie priză, mi se pare că nu. Ba, la asta nu-i trebuie priză. Contează, o să trebuie să la următoarea ce o să vină lângă. Lângă ea o să vină așa, o să vină la bucătărie, am să-i pun trebuie să-i pun un aragaz. O să pun un aragaz de care vreau eu, așa că prețul aici nu ai preț. Nu ai un preț, uite, ai asta nou. Am să-i pun asta aici. Așa. O să dau pe el, o să-i trebuiască curent ceva. Nu zice de curent nimica. Freidora, îi trebuie freidora. Care îi aia de făcut păi, freidora sau astea sunt, nu? Tristas. Freeper. Asta e freidora, am să o pun chiar lângă. Parias. Ia ne trebuie și parias. Pariasurile, unde sunt pariasurile? Machina de lado, freir, paria, uite aici. Se pare că nu trebuie să-i bag aici la asta. Trebuie un frigider. Ventilațion. Care o să fie aici. A să-i pun chiar două ar trebui. Uite, ar trebui una aici. Și una aici.
Fregadero. Două, îi trebuie încă și două. Fregadero. Îi trebuie un fregadero acum. Care e ăsta? Și am să-l pun, uite aici. Armari, un dulap îi trebuie. Un dulap, un dulap, un dulap, unde e? De găsirea. Cât că ăsta, nu? Bun. Asta le-am făcut. 58% trebuie. Casa de registru. Care e asta și am să o pun. Ceva de genul și am să o pun, uite. Pentru că nu ne trebuie mult spațiu nou încolo. Fiți să așa să vedem de aici. Am să o pun de aici, fiți atenți așa, uite așa. Noi aici să putem face aici ce trebuie. Aici. Lamparas. Îi trebuie lumină. Lumină, unde sunt lamparasurile? Lumina, am să-i pun ce lumina să-i pun. Nu trebuie să pun niște de-astea șmechere așa pe sus. Nu știu dacă să văd destul de mult astea. Ba, să văd destul de bine. Punem așa. Punem aici. Astea sunt neoane. Așa, avem și lumină. Ce mai trebuie să-i pun? Decorații. Ceva decorații. Pared, baniu, imaginas. Decorații, uite, punem ceva tablouri. În care sunt destul de mari tablourile astea, una. O să-i mai pun unul. O să-i mai punem unul pe la intrare, pe undeva, dar mai micuți. Dar aici trebuie să-l pun mai mic, uite așa. Antrenamento. Trebuie ceva antrenamentul care sunt jocurile astea. Am să-i trag un biliard care o să fie aici. Bun, 70% în interior. Ce mai trebuie? Solul făcut și pereții. Eu cred că și solul. Undosuelul, uite care solul am să-l fac din ceva de genul. Îl punem așa pentru că nu o să aibă treabă cu noi, îl facem noi. Așa, nu? Ceva de genul, vreau să-i fac solul tot. Așa, până aici și după aceea, în partea asta, vreau să-i fac alt sol. Vreau să-i fac de, uite așa. Solul. Bun. I-am făcut solul. Asta e solul. Bun. Acum vreau să-i fac pereții. Pereții care sunt parede, vreau să-i schimbăm. Hai să-i punem altceva. Să-i punem ceva de genul, nu? Cu tot că i-am făcut curățenie, m-am pus să-i fac curățenie și acum mă pune să-i schimb tot. Nu e o problemă. Te schimbăm tot. Până aici. Trebuia să mai puțin, dar acum lăsăm așa. Dar aici vreau ceva stil să se fie ca o bucătărie, nu? Dar nu prea găsesc eu așa ceva. Bun, da, uite așa. Asta trebuia înăuntru. Lăsăm așa. Și punem aici. Așa, facem ceva alb, uite așa. Tocă albul ăsta în bucătărie îi cam nașpa, se murdărește repede. Bun. Interior. Mese. Eu mese nu la de la mese. Ia stăte așa să luăm mese. Am să iau niște mese. Uitați astea. Deci, mă, cât îi trebuie? Patru. Bine, trebuie 4 mese. Am să facem așa. O să scamari. Ce vreau să meargă bine aici.
Între patru, înțelegi? Uite astea, nu intră, cred că patru astea. Una, două, trei, a patra. Haide, mă, că merge, uite așa. Ce mai trebuie? Mesele le-am luat. Pareți și suelul. Ceva la pareți și suelul lipsește. Lipsește ceva. Machina de elado. Mașină de făcut gheață. Deci, mașină de făcut gheață. Unde e mașina? Uite aici. Care am să o pun pe peretele ăsta. Am să o întorc invers. Uite așa. Și am să o pun. Uite așa, ceva de genul. Uite aici. Bun. 92%. Asta e cam toate gata. Pam, 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 pam. Ce mai lipsește? Paredistul interior. Aici la interior lipsește ceva. Tavanul? Teciu. Eu cred că da. Bun, hai să vedem la teciu. Duelul teciu. Se pare că da. Hai să-l facem, uite așa. Deci tavanul lipsea. Eu tavanul nu mi l-am făcut nici mie. Trebuie să fac și eu tavanul ăla, bă, băieți. Ce vorbești? Tavanul trebuie făcut, pentru că e negru. Tavanul avem tot negru, uite așa, aici. Și l-am făcut, bine, aici, vezi, nu dădea bani, o sumă de bani să-i fac, care nu dădea, îmi zicea, fai, uite, progres 100%, i l-am făcut tot. Arată destul de bine restaurantul, bine, aici trebuia făcut închis ceva, mașină de înghețat, aici era cam tot ce trebuie, mesele aici frumos, are un, pot juca oamenii biliard aici, destul de bine. Bun, băi, hai să-i dăm acum un, îi dăm. Completăm. Să completăm un T. Și sigur că da. Da. Și dăm că da. 100% serviciu 0. 4.000 de dolari mi-au dat, bă, băieți, și 500 la experiență. Deci cu noi cu 4.000 de dolari putem să facem o grămadă de chestii. Asta este bine. Uite, avem 9.000 și ceva de dolari. Dăm un save the game. Salvăm jocul. Nu știu acum dacă avem, mai avem ceva aici. Nu mai avem nimica. Am să deschid și eu restaurantul și ce trebuie, avem nivel 5. Vreau să-mi pun aici un angajat. Stai așa să închidem. Dau aici. Dar stai că nu avem angajați. Stai-mă puțin, vreau să pun angajat aici. Îmi trebuie un angajat, aici avem fondos. Asta nu vreau să schimb. Bancul, banca. Avem aici aprender. Aici, uite, avem ceva abilități. Să reparăm mai repede. Aici oamenii se mișcă mult mai repede. Avem 3720 de puncte, așa că aici. Bă, bă, și la ce pun eu? Asta se miște mai repede. Am să pun la ăsta. 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 Aumentă costul de pedido de coronavirus complete. Dăm și la asta puțin. Și asta să reparăm mai repede, dar eu vreau asta să miște mai repede oamenii mei. Dăm și aici. 500 mai avem. Am să-i mai dau la... Uite, dau la asta, că n-am la ce, uite așa. Bun. Acum, băieți, marketing aici, la marketing, nu vreau aici. Ce marketing? Ce putem face aici? Marketing. Așa, da. Așa, Spotify TV, ceva muzică, ceva de astea, să punem pe aici televizoare și chestii, logo, stop, fondos, email, ambientă direct aici și vreau un om 30 de așa, vreau să-mi iau unul cu 60 de dolari, care e ăsta și am să îl angajez, bă, băieți, exact aici. Avem acolo unul, aici unul. Avem 5, 9 mișcioare. Am să mai pun o masă.
asta, uite, mai bună, 250 de aia. Am să o pun, uite aici, așa. Fiți atenți cum facem. Sper să nu vină ăla să spună că o să-mi trebuiască aici să plătim factura. Mai multe de-astea, cum le spune. 360, să mai pun un de-asta aici, un aragaz. Să nu vină ăla să spună că îmi trebuie mai multe de-astea de incendiu. Dacă mai trebuie, uite, am să mai pun oricum, fiți atenți cum o să fac, o să mai pun câteva, să nu avem probleme. Deci am pus aragazul, vreau să pun un frigider, care o să fie frigiderul pus aici. Omul poate să lucre aici bine, frigiderul are aici. Îmi trebuie eu de asta. Aoleu, îmi trebuie și un de la asta, așa. Îmi trebuie așa, îmi trebuie un... Asta, 80, asta e 100 și de-a nu, am să pun asta prima dată aici. S-a mai stricat unul pe aici, uite asta. Care am să-l schimb imediat. Am să mai pun un fregadero de la, îmi trebuie o ghiuvetă, asta, care am să o pun de aici, nu mă lasă că e asta aici. Am să o pun în partea asta, pentru omul ăsta alalt. Cu toate că astea am să le vând. Când o să facem restaurantul mult mai mare și o să le punem de-astea mai miștoace, nu lăsăm noi vechiturile astea. Deci cam așa, asta are exact la fel. Bun, acum ne trebuie așa, dăm aici, dăm la otru, la ăsta, îi punem o priză aici, am să pun una aici, am să pun una aici, nu se vede, să dau așa, am să curentul aici, bă, băieți. Iară punem, băgăm în priză aici, dau aici, băgăm în priză aici. Bun, mișto, până acum totul mișto. Angajăm un personal, ia să vedem, încă 60 de pe lună. Avem 3 oameni acum, 2 bucătari și unul care se ocupă aici cu comenzile. Am deschis magazinul. Și noi ne ocupăm mai mult acum, băieți, de aprovizionare, adică să putem, azi dăm un save. Noi mai mult aducem marfă, dăm oamenii afară, bineînțeles, uite, o pisică neagră, până acum pisici negre n-am văzut eu. Nu știu, cu curățenia, cu mizeria, cum stăm, se pare că stăm destul de bine. A, stai așa, închide magazinul, când trebuie de-astea, închide magazinul, când trebuie de-astea, că o să vină pompierii. Unul aici, așa, și o să-mi facă gură. Și unul aici, că nu am astea, înțelegi? Imediat îl vezi pe ăla de la pompier, dăm un save, spune că nu am alea pusă pe aici. Hai să vedem puțin asta și noi aici, că nu l-am văzut, ia uite, renul ăsta ce mare e. Are o mișcare așa mai rapidă, el așa, dar e destul de mișto. Bun, se pare că, uite, avem primul client care vine acum. Luminile cred că sunt stinse. Da? Restaurantul nostru e destul de mișto. Uite, ce mare este față de cel care am fost noi de l-am reparat. Bă, știți, am fost, l-am reparat acolo. Am făcut destul acolo. Uite, deja omul merge. L-a servit și ce repede l-a servit. Bun. Să facem restaurantul mai mare, trebuie să mergem la Mi Restaurant, să restaurant sala de deseada. Bun, deblocă el cuartul de baniu, instala menus una cabina de inodoro, un sector de... Trebuie să deblocăm acum baia. Baia, bă, băieți, ia stați așa. Unde zicea să dăm? Mi Restaurante. Mi Restaurant care e aici? Trebuie să dăm la secțiunea baie. 5500. Ok. Am luat baia. Mai avem 2460. Dăm un save. Cu tot că... Avem mai puțin bănuți, dar... Uite aici ceva mizerie. Noi cred că suntem mai mult cu curățenia. Cu toate că ar trebui să angajez și eu pe unul. Să facă curățenie aici. Nu fac eu curățenie. Omul meu se mișcă pe aici, duce mâncarea, nu? Și tot, nu? Da, face tot.
Asta este bine. Bun, avem baie aici. Oulă, ce aici? La ce curățenie? Oricum eu vreau să... Eu solul aici nu l-am schimbat. Dacă vă uitați, solul e aceeași. Sustavanul e aceeași. Pereții am pus ăștia atâta. Am schimbat, dar restul mai nimic. Bun, hai să aruncăm toate cutiile astea de carton și pe aici. Asta... A, ce? Ai, plin. Luăm pe ăsta să vină să arunce gunoiul. Ce e aici? Deci ne trebuie ceva lumină. Avem clienți? Avem. Bun, asta este bine. Asta sunt mai vechi, dar merge. Merge treaba, merge. Uite, omul face mâncare. Frigiderul ăsta e mult mai mic. Uite, asta e un frigider mai mare, unul mai mic. Poate să facem comandă de ceva, să vedem, poate nu mai avem ceva. Mă zice că cubul e gol, gata, bun, hai să mergem înăuntru și să luăm astea, să le aruncăm toate. Astea, astea. Bun, am mai este ceva aici. Aici ne trebuie ceva lumină. O să vedem de ceva lumină, dar după aceea. Se pare că omul nostru se mișcă destul de repede pe aici. Bucătarii mei, ia uite aici, doi bucătari care îs destul de repede, se mișcă și ăștia. Uite, mai avem un client care vine acum. Nu știu cum stăm cu produsele. 272, 11, brânza, 16, 20, 20. Am zis ceva sucuri pe aici. Puțin avem brânză de asta, hai să mai am două de brânză. Brânza de asta nu prea avem. Brânza asta se consumă mult și la pizza și la mai multe chestii o folosesc ăștia. Am văzut că și la sushi ăla, dacă nu mă înșel, și acolo o folosesc ei. Ce e jos? Oh, mai avem brânză aici. Nu știu dacă mi-o ia de acolo de jos. Cred că nu mi-o ia. Avem 51. Bun, hai să vedem ce mai lipsește pe aici. Aș vrea niște suc de asta, nu știu, sucul ăsta... stai să facem prea de curățenie. Avem ceva șobolan pe aici, n-avem nimic. S-a mai aprit și ploaia asta, că înainte ploua în continuu, băieți, pe aici, în plun, continuu. Vă-ți aminte? Ce moțiră curățenie și noi pe aici și mai luăm din bănuții ăștia. Așa. Haide, uite, a venit aici un client. Servis clientul și lua și mâncarea. O să dau eu acum să-l sushi de cheso. A, nu pot să fac în timpul ce e asta aici, nu pot să fac eu treaba asta. Bun. Avem nivel 5. Imediat să facem nivel 6. Mult nu mai durează pentru că asta merge repede treaba. Asta omul meu aici cu mâncare, asta iară. Așteptăm să vină clienții. Clienții sunt toți serviți aici aproape. Mai lipsesc pe aici. O să mai pun ceva mese. Baia trebuie reformată, trebuie pus, pus WC-ul, puse acolo tot, să reformăm tot. Și cam atât, bă, băieți. Eu cred că lăsăm aici episodul. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Am făcut destul de multe în restaurantul nostru. Până data viitoare v-am salutat. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!